Dragii mei, începem emisiunea de astăzi cu gândul bun că, independent de tot ce se întâmplă la nivel mondial, de tot ce se întâmplă rău și perioada destul de lungă, e o perioadă destul de lungă de când se întâmplă toate aceste lucruri, noi totuși ar trebui să ne trezim dimineața cu gândul că totul va fi bine, cu gândul că trebuie să facem lucruri frumoase pentru noi și pentru cei din jur. Și vă spun toate aceste lucruri nu numai pentru că eu cred cu tărie în ele, dar și pentru că invitatul meu de astăzi m-a inspirat să le spun. Gândim la fel și o perioadă din viața noastră am petrecut-o împreună, pot să spun chiar și asta. Din acest motiv, el nu numai că a trezit lucruri frumoase în mine astăzi, însă m-a și dus un pic cu viteza luminii în perioada adolescenței mele. În perioada când viața era frumoasă, lucrurile erau roz, pot spune, și libertatea tangibilă. Sau cel puțin așa simțeam noi atunci. Așa simțea probabil oricine care a trecut prin perioada adolescenței. Și n-am să o mai lungesc mult, am să-i spun bun venit lui Adi Sasu. Sau celor care îl știu din perioada adolescenței lui ca DJ Yellow. Bună găsit, Alina! Să știi că m-a... chiar dacă sunt obișnuit așa sau eram obișnuit cu camerele, m-a trecut așa un fior ascultându-te și m-ai dus direct în perioada respectivă. Și da, este cât se poate de adevărat ce spui. Chiar dacă perioada pe care o traversăm nu e una foarte fericită, dar în a încerca măcar fiecare dintre noi să redescoperim fericirea, e mai degrabă cel mai bun antidot. Foarte bine spus. Clar. Astea sunt lucruri pe care tu le-ai trezit în mine în momentul în care am simțit să-ți fac această invitație. Știi cum m-aș bucura atât de tare dacă eu am trezit în tine sentimentul ăsta, ca în aceste minute de discuție pe care le avem, să putem împreună să trezim și în cei care ne urmăresc fix același sentiment, fiindcă dacă toți am fi atât de treji în aceste sentimente, probabil că niște lucruri s-ar schimba și foarte repede în societatea pe care... Cât se poate de repede și vizibil. Exact, exact. Da, asta cred cu tărie. Da, ai perfectă dreptate. Avem nevoie de pozitivitate, avem nevoie de voință, dorință și să nu fim lăsați sau copleșiți de grijile care au fost, sunt și vor fi întotdeauna pe glob pământesc. Trebuie să știm să ne strecurăm printre ele, să le găsim soluții și închei prin a spune și să găsim soluții. Clar. E o vorbă românească. Ne descurcăm. Ne descurcăm noi, da. Cumva trebuie să ne adaptăm. Și noi românii suntem adaptabili, Adi. Sigur. Când spun asta, mă gândesc mai cu seamă la tine, pentru că noi ne-am cunoscut în perioada în care am lucrat în televiziune împreună, însă tu, în perioada aia, erai îndrăgostit de muzică. Cred eu că prima ta dragoste, nu știu dacă pot să mă contrazici sau nu. Spui foarte bine. Am fost îndrăgostit de muzică de mic, încă de pe vremea lui Ceaușescu, când ascultam la castofon muzică. Și fratele meu, fiind mai mare, îmi punea tot felul de melodii de la cele două trupe celebre care existau pe vremea respectivă, că altceva n-aveam, și un singur cântăreț, Michael Jackson. Și am fost îndrăgostit de mic și atras de acest fenomen, sau de această minune a lumii, muzica. Și am început undeva pe la 15 ani să transform plăcerea și într-o practică, adică să câștig primii bani dintr-o meserie foarte interesantă, să spun așa, și anume de DJ. Era o perioadă destul de grea din punct de vedere financiar pentru mine și familia mea atunci și a trebuit să găsesc o resursă de a câștiga un ban. Și uite, așa am devenit DJ. Asta vis-a-vis de muzică. Iar apoi, crescând, așa cum bine spui și tu, la vârsta de 18 ani, mi-am amintit și acum, am cunoscut celebra, de altfel, televiziune din Constanța, TV Neptun. Și nu regret sub nicio formă, pentru că a fost de departe cea mai bună școală a vieții pe care am avut-o. Și fără doar și poate, este și locul de unde mulți, foarte mulți profesioniști ai televiziunii. Pe care vedem acum pe la alte televiziuni, exact, naționale. Exact. A fost locul ăla, pepiniera de unde foarte mulți oameni chiar au făcut o carieră din asta. Și da, eram colegi. Eram colegi și am trăit o perioadă foarte frumoasă. Superbă.
Nu știu dacă era doar prin prisma faptului că eram noi adolescenți și vedeam viața așa, sau poate chiar viața era așa. Cert este că ne-a creionat foarte frumos. Da. Și revenind acum la povestea ta cu muzica, tu ai început cu muzica, ai avut un periplu așa destul de greu de povestit, că durează. Lung. Și cumva ai ajuns tot la muzică, într-un fel sau altul. Acum nu știu, ne povestești, nu ne povestești, știu că ai niște proiecte. Da, am ajuns din nou la muzică. De fapt, știi, muzica n-a dispărut niciodată din viața mea. Atunci, pe vremea în care eram mai tânăr, nu că aș fi neapărat bătrân acum, dar cel puțin părul m-a părăsit. Nu doar că eram îndrăgostit să ascult muzică și să pun muzică ca și DJ, am cochetat cu ideea de a face muzică. Și am încercat eu la vremurile respective, alături de un prieten foarte, foarte bun, Florin Cioran se numește, un om care mai apoi a devenit un nume destul de cunoscut în industria muzicală, producând niște hituri mari de radio, să descoperim tainele muzicii. Și apăsam pe butoane, uite, a ieșit ceva. Și am încercat câteva melodii simpatice și acum le mai ascult așa doar ca amintire. Nu erau niște hituri, nu erau niște șlagere sau cum se numesc ele, erau pur și simplu niște încercări, dar frumoase pentru cineva care este pasionat de muzică. Muzica a rămas mai departe, o ascult mai departe, iar acum, nu de foarte, foarte mult timp, e o perioadă totuși, am trecut din nou în partea nevăzută a muzicii, ce am zis, hai să și fac muzică ca o pasiune. Fiindcă am dezvoltat în, iată, ăștia 41 de ani de pe Tera, două mari pasiuni, muzica și sportul. Trecând de la basket din tinerețe la golf în ultimii, iată, 5 ani de zile, în care pur și simplu joc golf. Fiind în Constanța, sau mutându-mă înapoi în Constanța, fiindcă vreo 13 ani am locuit în București și neavând acces la posibilitatea ca pe timpul iernii să joc golf, că vara mai mergem la vecinii bulgari, am zis, mai am o pasiune pe care o pot exercita și în condiții de stres. Și atunci am revenit la muzică, având împreună cu partenerul meu actual, Florin Cioran, un studio și un label, adică cum ar veni o casă de producție, unde știm sigur că vom reuși să creștem niște noi nume de artiști în România. Nu știu dacă te-ai gândit sau ți-au venit pur și simplu lucrurile astea natural. Și mă refer aici la a te îndrepta către muzică și către sport. Sunt două elemente care te țin în viață, cel puțin în perioada pandemiei pe care noi o traversăm de atâta vreme și nu știu cât va mai dura. Zic eu că te echilibrează. Muzica e pentru suflet și sportul e pentru trup și minte, zic eu. Ai perfectă dreptate. Cred că sunt puțini oamenii pe Tera care nu ar asculta muzică, indiferent de gen. Absolut. Cea mai bună muzică este cea care îți place. Nu contează. Discuțiile vis-a-vis de calitatea muzicii sunt efectiv discuții și atât. Păreri. Muzica are un sens și are un rol în viața noastră ca oameni. Cu siguranță muzica este cea care îți poate crea stări, emoții, ba mai mult de atât, amintiri. Eu cred că muzica cumva este în ADN-ul nostru inserat acolo ca un lucru care să ne ajute în a ne ghida cumva în lumea în care trăim. Sportul, de asemenea, cel puțin pentru mine, face parte din viața mea. N-aș putea să trăiesc fără sport. E adevărat că sufer în momentul de față un pic, neavând în Constanța posibilitatea să-mi manifest activitatea sportivă așa cum mi-aș dori eu, și mă refer la sportul ăsta golf, mai puțin întâlnit prin țara noastră. Dar măcar o sală de sport o găsești, știi? Sau mai alergi pe malul mării. N-ai cum. Face parte din noi și ar trebui să învățăm să trăim și cu sport sau și prin sport. Cu siguranță lucrurile în interiorul nostru ar funcționa altfel, cel puțin clar, la nivel de creier. Pentru că mișcarea este viață. Absolut. Și revenind acum, ca să nu trecem direct la pasiunea ta, golful, sau muzica, aș vrea să știu cum ai periplul tău, cum ai plecat tu din Constanța, de ce ai plecat din Constanța, unde ai petrecut toată perioada asta? Am plecat din Constanța, aveam 29 de ani.
Și am decis să termin cariera de televiziune în Constanța. Și am decis că... Unde poți merge decât la București? La București, nu? Adică clar, să fii național. Am ajuns în Antena 1, am lucrat pentru doamna primar Firea, în sensul că era șefa mea. Nu ne-am înțeles prea bine, 3 luni de zile a durat dragostea dintre noi, dar am lucrat și pentru o emisiune interesantă la vremea respectivă de pe Antena 1, se numea Pariu că știi, emisiune de divertisment. La un moment dat, într-o anumită conjunctură, am zis că e timpul să mă retrag definitiv din presă și să intru în domeniul antreprenoriatului, și asta pentru că am cunoscut-o pe actuala mea soție. Atunci nu era sigur soția mea, dar ulterior. În schimb, ea a fost cea care m-a împins de la spate, dacă vrei, sau mi-a dat imboldul de a spune poți mai mult. Și da, am ajuns în, ca director de vânzări în compania noastră deja de produse cosmetice. Nu-i dau denumirea, că nu ăsta e scopul. Interesant este, și aici am să vreau să-ți dau câteva detalii drăguțe, interesant este că soția mea este fina de botez a prințului Dimitrie Sturza, probabil mulți ați auzit de acest nume. El deținând o companie asemănătoare în Elveția de produse cosmetice. S-a creat o relație între mine și domnul Sturza atât de, nu știu cum să zic, la prima vedere, iar el a văzut în mine un potențial antreprenor, încât la un moment dat mi-a zis: Adriane, tu de astăzi ești director de vânzări în compania noastră. Și am zis: da, mulțumesc pentru această calitate, însă eu n-am lucrat niciodată în vânzări și nu știu cum e să fii director de vânzări. Eu știu cu televiziunea și cu muzica, dacă mai trebuie ceva. Și mi-a zis: e ok, hai să te descurci tu. Din momentul ăla au fost aproape 6 luni în care lună de lună, de 2 ori pe lună, aveam zbor București-Zürich. În Elveția am fost pregătit și antrenat pentru tot ceea ce înseamnă viața de antreprenoriat, de la capitolul vânzări până la felul în care se construiește o afacere, de la prima temelie, de la prima cărămidă pusă până când căsuța e gata. Am trecut prin toate tipurile de specializări pe ca într-un accelerator, știi? Repede, în 6 luni, tot ce ar fi trebuit... Nu ți-a fost greu? A fost foarte greu, dar a fost foarte interesant și a fost foarte, foarte plăcut. Am avut ocazia să lucrez cu niște oameni extrem de profesioniști, ca să zic așa, care știu exact ce trebuia însămânțat în mine. Iar după cele 6 luni m-am întors în România pregătit pentru a prelua funcția de conducere. Lucru pe care l-am și făcut. Apoi a mai urmat o picanterie, ca să spun în felul acesta. Viața asta de antreprenoriat și a avea o funcție de la director de vânzări într-o companie până la CEO mai necesită niște lucruri dacă ești pus acolo și cu rol decizional. Și e vorba de interacțiunea și networking-ul dintre oameni. Să vezi cam cum oamenii de afaceri discută ei sau cum iau ei deciziile sau cum gândesc ei în plan de afaceri. Exact. Da, da. A fost iarăși o perioadă unde nu pot decât să-i mulțumesc domnului Sturza, pentru că m-a luat și am călătorit prin lumea asta. Am fost la foarte multe întâlniri cu oameni importanți care pentru mine erau intangibili. Statul la masă nu era doar pentru o prietenie, în niciun caz. Era o relație evidentă a prințului Dimitrie Sturza, iar eu eram cel care fusesem pregătit să ascult bine ce se vorbește și să analizez fiecare lucru care se întâmplă acolo, astfel încât să înțeleg modalitatea de comunicare verbală sau non-verbală între doi oameni la un astfel de statut. Acolo a fost și perioada în care s-a dezvoltat pasiunea pentru golf, pentru că oamenii ăștia în țările dinspre vestul Europei au o pasiune pentru golf. Golful fiind pe lângă un sport și extrem de solicitant, îți aduce și o limpezire sau o modalitate de a gândi, de a face niște conexiuni, pentru că el este un sport strategic, nu e pur și simplu un sport, și te ajută. Mai are și partea socială, evident, iar tipul acesta de oameni se întâlnesc în comunități mai mari sau mai mici,
joacă golf, interacționează, socializează și apoi fac afaceri. De aici mi s-a dezvoltat și pasiunea pentru sportul ăsta. Am mers mai departe, am început să mă ocup de compania noastră cosmetică, de produse cosmetice. Am avut o perioadă grea pentru că am prins momentul 2012, chiar dacă toată lumea știe că 2008 a fost criză. În anumite domenii de activitate, criza a început să pornească de prin 2011, în realitate. Bine, până la urmă, momentul începerii crizei este unul și momentul în care noi simțim problemele cu adevărat... Este cu totul și cu totul, da, altul. Altul, da. Anii 2011-2012 au fost, cel puțin în cazul companiilor MLM, că noi eram un MLM atunci, a fost o perioadă foarte grea. Efectiv, pierdeai bani pe bandă rulantă și trebuia luat o decizie simplă: facem business-ul mai departe sau închidem. La noi, soția mea a decis să iau eu decizia. Și mi-era destul de greu pentru că nu eu inventasem business-ul ăsta, eu doar ajunsesem să fiu implicat în el și să-l conduc. Și am zis ok, deci dacă la mine a picat acum povara, să luăm decizia. Și am zis ok, nu închidem. Atunci va trebui să faci ceva să meargă, fiindcă noi pierdeam sume uriașe. Și am luat decizia, pe care acum nu o regret și s-a dovedit a fi biletul câștigător, de a închide sistemul pe care noi îl aveam, și anume MLM, și a ne muta cu totul în online. Lucru care s-a întâmplat într-un an. An în care l-am asumat că vor fi pierderi, după care ar trebui să ne revenim. S-a întâmplat fix așa și am reușit să salvez pierderile pe care le suporta compania uriaș. Dându-mi seama că am acumulat experiența necesară, am zis cred că e timpul să deschid și primul business al meu gândit de mine de la temelie. Și așa a luat naștere primul club de golf indoor din România și cam singurul de prin sud-estul Europei, realizat cu o tehnologie incredibilă, se numește Trackman, e cea mai mare în domeniul ăsta. Mare curaj ai avut! Foarte mare curaj, pentru că România nu e o pepinieră de jucători de golf. La momentul în care am deschis, adică acum 4 ani, acest club, în România jucau, nu știu, eram vreo 600 de oameni care jucau în golf. În București erau vreo 100 și un pic. Mulți prieteni de-ai mei mi-au zis: Adriane, dar pentru cine faci povestea asta? Pentru că mă gândesc... Dar pentru ce? A trebuit cumva în același timp să-ți creezi și piața. Absolut. Investiția a fost destul de mare. Dacă ar fi fost o chestiune micuță la un 10-20 de mii de euro, îți asumi. Investiția a fost mare, a depășit 500 de mii de euro, doar investiția în clubul respectiv. Dacă aș aduna toate calculele, și niciodată nu le-am făcut, dar cred că se ducea ușor spre 700-800 de mii de euro. Pactul a fost interesant. Într-o seară i-am spus soției mele: gata, mai deschid un business. Ce? Fac un club de golf indoor. Ea s-a uitat la mine neștiind, dar știindu-mă pasionat: foarte bine, dă-i drum. Și am zis, dar am o provocare. Care? Îl voi deschide fără a mă apropia de un ban al familiei sau al vreunei bănci. Și mi-a zis, super, succes! Cred că e bine că ai punctat treaba asta. Pentru exact. Că mulți dintre noi avem dorințe, avem pasiuni, avem la un moment dat și câte o idee, poate pare bună, dar gândim așa, nu avem bani, ce facem? Cum începem? E o chestiune care eu am descoperit-o și am văzut-o, știm cu toții, probabil. În România sunt foarte mulți tineri și nu numai tineri, dar mă refer în mod special la ei, pentru că una e să începe o afacere la 20 de ani sau la 30 de ani și alta e să începe o afacere la 60 de ani. Da, e o diferență destul de mare. Dacă ne uităm în vest, în Statele Unite, vom vedea că mulți dintre cei care, iată acum Facebook, da, Mark Zuckerberg, nu avea banii necesari pentru a începe acel Facebook. A avut ideea și posibilitatea, el mai era și programator, a știut să o facă. De aici că s-a dezvoltat, e o poveste. Din păcate, în România încă sunt tineri care au idei spectaculoase. Sunt foarte mulți. Da, și nu le pun în practică dintr-un simplu motiv, că nu au bani. Adică bariera cea mai importantă este lipsa banilor. Sunt de altfel și tineri spectaculoși care au reușit să facă business-uri fără a avea bani. Cum s-au descurcat, ei știu. În schimb, aș vrea să dau acest exemplu cum am făcut-o eu. Am avut ideea,
am avut know-how-ul, pentru că jucam golf, știam ce înseamnă, știam ce vreau să realizez din el și am pornit la drum și am zis ce trebuie să fac. Păi sunt 3 simulatoare pe care am dus să le cumpăr. Cât costă un simulator? 50.000. Păi 50 ori 3 sunt 150.000 de euro. Da. 150.000 de euro doar echipamentul din start simulatorul. După aia am vrut eu o chestie care se numește putting green, adică unde îți dai în găurică acolo să te antrenezi. Pac, mai era și aia încă 100.000 de euro. Puh, sunt 250.000 de euro din start. Pe urmă stai că vreau nu știu cum să fie mobila, pe urmă vreau nu știu cum locația, aveam vise. Plus celelalte lucruri care vin pe parcursul drumului fără să te fi gândit vreodată și la ele. Și iată cum deodată s-a întâmplat să fie foarte mulți bani. Da. Și atunci am zis ok, cred că e timpul să aplicăm o strategie. Care e aia? Am căutat locația, primul punct. Și am găsit o locație foarte drăguță în București. L-am găsit pe cel care avea locația respectivă și am zis, uite, eu am business-ul ăsta, îți place, uite, vreau să fie așa, 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 uite cum se întâmplă, uite care e lumea care ar veni la golf, cu toate că cumva era o mică fabulație, fiindcă lumea care venea la golf era foarte puțină. Bucureștiul nu avea atât, de mulți jucători de golf astfel încât să merite investiția respectivă. Nu vrei să ne asociem? Ba da, cum? Păi uite, 50-50. Eu îți dau 50% din business, tu vii cu locația, eu vin cu echipamentele și restul, ce mai avem de pus acolo, mobilă, nu știu ce, contribuim câte 50-50. Ba da, a zis, super. Apoi am mai găsit doi băieți și am zis, eu dau din aia 50 ai mei, încă 25, altuia, care să vină și el cu o contribuție, iar el a dat, da, la fel. Ne-am făcut 4 și am pornit la drum. Și trebuia să cumpărăm primul lucru, am început să amenajăm spațiul. Spațiul trebuia amenajat cu niște bani, logic. Iar eu am zis, nu mă apropii de niciun ban, cum ar veni. Și am zis, dați-mi 2 săptămâni până ne apucăm de a amenaja spațiul pentru că am ceva de rezolvat. Ce am făcut? Am vorbit cu firma producătoare de echipament, am zis că vreau, m-am dus până la ei în Danemarca, fiindcă ei sunt din Danemarca, am negociat la sânge și le-am zis, domne, eu vreau să cumpăr cele 3 echipamente care în total fac 150.000 de euro și cu ăla la altul îmi costă 250.000 de euro, dar vreau să ți-l plătesc în 4 tranșe. Și vreau să mi le aduci până pe 1 august să le montez, eu m-am apucat în mai de poveste, până pe 1 august să mi le montezi, iar eu singurul lucru pe care mi-l doresc este să-ți dau un singur avans. Da? Îți plătesc un avans și restul în 4 tranșe timp de un an de zile. Am reușit să-i conving că e ok, am semnat un contract, neavând bani. Da? Asta e partea destul de grea, dacă foarte mă grea, întrebi. Foarte grea, dar îmi doream. Și m-am întors înapoi acasă învingător. Acum, trebuia să le dau un avans, iar avansul era negociat de cu 50.000 de euro. Eu am stat și am făcut un calcul. Mă, 50.000 de euro împărțit la cât? La 4? Că nu puteam, că da, eu trebuia să aduc... Și m-am dus pentru prima dată la o companie, n-am să-i dau numele, foarte mare, un tur operator mare din Germania, care activează și în România. Și am bătut la ușă acolo. Bătut la ușă, bună ziua, bună ziua, ăsta este laptopul meu, așa va arăta proiectul meu, uite cum vine echipamentul, nu știu ce. Va fi un loc absolut special și singurul de altfel, unde vor veni oameni de o anumită factură care să joace golf. N-ați vrea voi să fiți parteneri și să fiți, să apară scris brandul vostru? Interesant, hai să vedem. I-am adus a doua zi la locație, locația era într-un mare hal, arăta că nu e amenajat nimic. Evident. Evident. Iar eu îi plimbam prin locație, ziceam, uite, aici o să fie asta, aici o să fie asta, aici o să... 2 ore a ținut discuția, la final am strâns mâna și mi-au făcut primul contract de publicitate în valoare de 20.000 de euro pe care i-am încasat în 3 zile. Am intrat primii 20.000 de euro cu care am zis, băieți, să începem renovarea. Corect, corect. Bun, după care m-am dus mai departe și am mers la o firmă auto, nu-i dau denumirea, și așa mai departe. E, în felul acesta, până pe data de 23 de septembrie, când a fost deschiderea oficială a clubului, eu plătisem tot, fără să încasez un ban. De ce? Pentru că au venit o grămadă de companii pe care le-am convins că ele ar putea să fie cu mine în business-ul ăsta, ca și publicitate. Și au susținut toată povestea. Și au susținut povestea teoretic. Am făcut un calcul matematic. Și de aici a început business-ul, care a funcționat foarte bine. Cred că trebuie să crezi cu tărie în asta ceea și zic. Asta și zic. Felul în care tu ai... Pentru că altfel nu poți să-i convingi. Exact. Felul în care tu ai deschis emisiunea, ai deschis-o spectaculos. Este modul în care gândești, modul în care crezi în ideea ta și puterea ta de
autoconvingere în primul rând și apoi de a-i convinge pe cei din jurul tău. Asta este o luptă pe care o ducem în fiecare zi sau ar trebui să o ducem. Da. Ne trezim din pat, ar trebui să ne spălăm pe față și să gândim așa, să încercăm să gândim așa, pentru că nu e ușor. Nu te trezești neapărat în fiecare dimineață cu starea asta bună. Gândește-te că sunt momente în viață în care ai o stare proastă, nu știu, e lună plină, habar n-am. Ai diverse momente de astea. Cumva conștientul tău ar trebui să fie un pic mai sus decât cercul de confort pe care l-ai. Da. Da? Și să poți să spui, ok, îmi vine rata la bancă, dau un exemplu acum, cel mai frecvent exemplu din România, îmi vine rata la bancă, iar mie nu mi-ajung banii, da? Ce trebuie să fac? Mă pun în colț și plâng. Sau nu, te ridici din cercul de confort și găsești soluția pentru a ajunge, pentru a mai face un pas în viața ta. Încă un pic. Hai că de multe ori am avut experiențe de toate felurile. Au fost momentele în care în viața mea am cunoscut succesul, mă refer la cel financiar, am văzut ce înseamnă să deții mai mulți bani deodată în conturi, dar am cunoscut și momentul în care deschideam aplicația de mai multe ori și zic, mă, cred că n-am băgat parola bună, că era zero. Adică era zero, nu erau bani în cont, știi? De aici am născut o vorbă pe care o am mereu cu soția mea. Ea a învățat chestia asta și mă bucur că a învățat-o ea de la mine, n-am mai învățat eu de la ea, cu toate că am învățat foarte multe de la ea. Și anume, Adrian, avem bani? N-avem acum, avem mâine. Ideea este că niciodată... Dar avem! N-avem acum, asta e, dar o să avem mâine, poimine. Ideea este ca niciodată să nu te lași pradă mentalului, gândurilor tale negative. Care nu vor dispărea niciodată. Da. Este evident că dacă n-ai cum să rezolvi problema, dacă stai într-o poziție de yoga și gândești pozitiv și zici, mâine o să am bani, nu se va întâmpla nimic, nu or să vină. Trebuie să-și acționezi. Și am să mai fac o paranteză. În toate experiențele astea pe care le-am avut până la momentul clubului de golf, printre altele am terminat și NLP, Neurolinguistic Programmator. Iar acolo am învățat o chestiune pe care deja o practic de mai bine de 7 ani, așa am ajuns să trăiesc sau să gândesc, pentru că cumva s-a programat creierul în felul ăsta. Ideea de a gândi pozitiv nu este că te gândești la panseluțe pe un câmp frumos și zici, vai ce bine e, și tu de fapt chioră emațele, știi? Corect. Ideea este că tu trebuie să reușești cumva, prin exercițiu mental zilnic, să-ți proiectezi viitorul pe care ți-l dorești, adică să-l vezi în fața acolo, să vezi dacă, știi, în realitate nu există timp și spațiu, Einstein a demonstrat-o deja. Noi cumva ne raportăm la un timp și un spațiu, da, ca să putem să... Le-am inventat. Să trăim, exact. Am ajuns la o formă de coexistență. Dacă tot am inventat timpul și spațiu, păi hai să funcționăm pe treaba asta și să te gândești, să-ți proiectezi cum vrei să fie ziua ta de mâine sau de poimine sau peste o săptămână sau peste o lună sau peste un an. Dar nu doar că mi-aș dori să fie cald soare, să stau pe malul mării. Ar fi bine să te vezi pe malul mării, cum stai la soare și cam cât de cald e să și simți. Știi ce cred? Nu degeaba mințile luminate au spus că tot ceea ce poți să-ți imaginezi există. Da. Fapt asta este. Exact. Este o proiecție, noi ceea ce trăim este o proiecție a creierului nostru, da? Dacă tu ai o proiecție a creierului tău, nu poți să faci ca realitatea pe care tu o observi, pentru că realitatea ta, Alina, fi sigură că este diferită de realitatea mea, Adi. Câți ochi, atâtea viziuni. Absolut, da? Noi din start, vezi, suntem, tu ești în punctul ăla, eu sunt în punctul ăsta. Din start noi vedem, poate că dacă în centru, uite, pun telefonul aici, îl vedem diferit. Da, din start. Clar. Ceea ce înseamnă că dacă realitatea mea este a mea și dacă viața asta este despre mine, cum de altfel e despre tine, dar pentru tine e despre tine. Din pentru mine e despre mea. Exact. Da. Atunci înseamnă că eu pot să-mi schimb realitatea. Cum? Prin felul în care vreau să văd realitatea. Îi dau o comandă creierului meu să-mi dea filmul cu e bine, cald, e soare. Sau vreau să-mi dea filmul cu o să reușesc în business-ul ăsta. Sau vreau să-mi dea... Cât o faci mai des, cu atât e mai simplu, să zicem, că nu e foarte simplu, la început, dar exercițiul cred că e bun. Da, la început e un pic complicat, pentru că la un moment dat în creier se creează așa o tulburență, dar nu mai înțelege ce vrei. Și de multe ori te întreb tu dacă nu cumva ești nebun. Da. Însă după ce exersezi și lucrezi asupra acestei metode, să-i spunem, vei realiza că nu mai poți să ieși din ea și că lucrurile se întâmplă fix așa. Nu degeaba e vorba aia, ai grijă ce-ți dorești că ți se va întâmpla. Oamenii aia când au zis sau când au inventat-o, ei s-au prins de un lucru. Exact ceea ce gândești ți se va întâmpla. Important este
pe lângă gând, să-l și proiectezi în mintea ta, adică să-i pui amprenta. Și în momentul ăla el se va întâmpla. Bun, ca să revenim, am zis că ok, golful ca pasiune și după care am zis că mai e timpul să mă bag și în IT. Și în felul ăsta am construit împreună cu un prieten foarte bun de-al meu, István Sos. Am deschis o companie de IT care face diverse produse pentru diverse companii, care lucrează și la un proiect al ei, al companiei, al nostru, cu alte cuvinte. E vorba de o aplicație pe care o vom lansa în luna mai și care sperăm noi că va fi o chestie bună, o mică revoluție. Ne-am dorit noi, o proiectăm noi în mintea noastră să ajungă. Se pare foarte greu momentul în care v-ați ales să mergeți, să deschideți. Bine, cum a fost de altfel și momentul în care tu ai deschis clubul de golf? Știi ce-i greu? Există un singur lucru greu. Momentul în care primești, uite cum a venit pandemia asta, știi? În momentul în care primești o limitare bruscă, atunci e greu. Deci creierul are nevoie de timp un pic ca să se adapteze. Să zică, băi, acum ce fac? Da. În povestea pandemiei, în care, sau a vremurilor pe care noi le trăim, singurul lucru care e foarte clar pentru toată lumea, de la Ion Țiriac până la președintele României și noi ăștia mici antreprenori, este foarte clar faptul că nu poți să previzionezi. În business, în momentul de față, nu poți să zici ce am să fac eu anul viitor. Habar n-am ce să fac anul viitor, mai ales dacă ești în domeniul Horeca, s-ar putea să te întrebi când o să mai deschid sau dacă mai deschid sau să vând acum sau să cumpăr acum. E foarte greu. Însă, oamenii care reușesc să se adapteze repede și să iasă din starea de e greu, uite, am un restaurant și nu merge și acum intru într-o depresie și mă arunc în alcool sau mai știu în ce altceva, da? Ar fi de preferat, le dau ca sfat, să treacă tot la sport, să mai asculte o muzică bună și să se gândească la soluții. Unii dintre ei au reușit, au găsit soluțiile. Avem internet, deci putem să facem livrare la domiciliu. Poate că livrarea la domiciliu nu este singura soluție pe care industria Horeca ar putea să o aplice, evident. Este adevărat că ce se întâmplă acum este mai mult decât neplăcut și eu am avut business în industria asta, Horeca. Până la urmă erau niște servicii, cele de sport, da? Era un club închis în care aveam și un bar, un restaurant și a trebuit să mă reinventez. Pot să nu fiu de acord cu ce se întâmplă, dar cel puțin la momentul de față pare că nu pot să mă opun curentului. Da? Ce pot să fac? Pot să ies în stradă să țip, ok, am țipat. Pot să mă duc la guvern să cer niște ajutoare, ok, voi primi sau nu, dar cred că mai degrabă pot să fac un pas înaintea acestor două și anume să mă gândesc ce fac de mâine, cum mă reinventez. Exact. Da. Este cea mai bună soluție, pentru că dacă stai după cineva să te ajute în viața asta, la loto știi cum e. S-ar putea să stai mult și bine. Exact. Da. Și atunci, tocmai asta a fost și motivul în care am zis, e timpul să investesc în IT. De ce? Pentru o perioadă excelentă de a investi în IT. Lucrurile mie mi s-au așezat destul de, am avut, nu știu, astrele. Da, dar, să zicem, Neti Sandu a fost potrivit cu mine, ca să zic așa, și a pus mine acolo astrele și am reușit cu cele două business-uri destul de bine, astfel încât să-l pot porni și pe al treilea. Când am decis să plecăm din București, să ne mutăm recent în Constanța, am decis ca ce aveam la București, respectiv clubul meu de golf, l-am vândut, începuse pandemia și mi-am dat seama că o să fie destul de complicat cu el și am zis, strategie, să-l vindem acum. Cele două business-uri de care spuneam, cosmeticele și IT-ul, funcționează, sunt bine mersi. Evident, pentru asta lucrez, pentru că nu se poate nimic fără muncă. Am văzut un invitat de-al tău, fotograf, un om extraordinar, care a zis o chestie extraordinară. Orice vrei să faci în viața asta, nu se poate fără muncă, adică fără să te implici. Nu merg lucrurile așa pur și simplu. Corect. Printre altele, având cunoștințe din tinerețe pe aici, prin Constanța, unele chiar de pe vremea când eram DJ, că ne întoarcem din nou la muzică, am început să mă ocup și de un proiect, teoretic ar fi, n-aș avea voie să spun, e destul de secret, dar hai că nu dăm imagini și atunci pot să spun că Constanța va beneficia în curând, să sperăm că de la 1 mai, dacă restricțiile ne vor permite, de un spectacol pe mare, ca să spun așa, e vorba de un... Foarte frumos! Nici n-aș vrea să spui. Nu? Da? Pentru că aș vrea să rămână cei de acasă alături de noi. Ca să vadă la un moment dat. La un moment dat vom vorbi și despre asta, dar mi-a plăcut foarte tare și aș vrea să subliniez curajul tău de a te arunca în partea cu aplicația în domeniul ăsta, într-un moment foarte greu. Și cred că poți fi
un exemplu pentru cei de acasă. Mai cu seama pentru că ai mai și reușit făcând în viața ta lucruri destul de greu de făcut la momentul respectiv, dacă te uitai în jurul tău. Mă, dat fiind faptul că nu provin dintr-o familie de oameni bogați și n-am absolvit nu știu ce școli pe la Lisabona, da, cred că aș putea să fiu mândru de mine. Aș putea să zic că perseverența, dorința și voința sunt niște caracteristici care, într-adevăr, te pot ajuta în viață. Știi, de cele mai multe ori există această meteacnă în care spui, da, domnule, am reușit pentru că avea bani de la părinți sau, da, domnule, am reușit. Nu, nu este adevărat. Sunt oameni care au reușit pentru că au vrut să reușească. Nici de cum asta. Că sunt bogați sau nu sunt bogați. Plus, o să-ți mai zic o chestie. Pentru mine, viața nu este despre bani. Poate să pară o ciudățenie. De multe ori am avut discuții cu foarte mulți prieteni de-ai mei despre asta. Poate să pară, cum adică ești antreprenor? Cum adică te-ai aruncat în tot felul de lucruri? Unele le-ai făcut fără niciun ban în buzunar? Ai reușit? Cum? Nu te-ai asociat cu statul? Nu, nu am nicio treabă. Nu fac afaceri cu statul. Nu mă interesează. Ai găsit alte soluții. Da. Și cu toate astea nu-ți plac banii? Da, nu-mi plac banii. Sunt un mijloc. Bun și banii. Atât. Sunt un mijloc. Nu, ei sunt foarte buni când îi cheltui. Evident că sunt foarte buni, nu? Când te duci într-o pe o plajă, nu știu de care, când ți-ai cumpărat nu știu ce hăinuțe. Sunt foarte buni. Ai nevoie de ei ca să îți satisfaci de cele mai multe ori plăceri. Nu cred că mentalitatea în care ești efectiv, toată energia ta o trimiți către a face bani, sau cum să fac bani, sau cum să aleg după aia, nu cred că este cel mai sănătos lucru pe care omul poate să-l facă. Cred că banii vin cu siguranță dacă tu ești pregătit mental și spiritual și cum vrei sunt tu. Sunt un echilibru. Ești într-un echilibru. Da. Și dacă știi ce vrei să obții. Și atunci ei vin la un moment dat. Dar ca să revenim, apropo de ce ai spus tu că am avut curaj cu IT-ul și cu aplicația pe care o vom lansa, care, da, e o aplicație interesantă, eu zic că am avut curaj mai mult decât în aplicație în altceva. Și exact apropo de prima dragoste, muzica, revenirea la chestiunea asta. Gândește că în această perioadă, majoritatea artiștilor, și nu doar din România, de pe peste tot, nu stau ei foarte bine. Pentru că nu mai sunt concerte, pentru că nu mai pot merge la evenimente private. Totul se rezumă la YouTube, totul se rezumă la radio și televiziune. De pe radio și televiziune, artiștii nu câștigă atât de mult încât să zici că pot să trăiască ca până acum. Din YouTube se câștigă, ok, dar mai nu puțin atât pe România. De mult. Da, hai să spunem că poate Jonuțul ăla sau un alt cheluțu, cum îl cheamă, câștigă ceva mai mulți care mulți abonați, fi? Dar nu e chiar așa. E, cu toate astea am zis, eu cred că e momentul oportun și ăsta e și motivul pentru care cred că pandemia nu e cel mai rău lucru care i s-a întâmplat omenirii, ci este doar un moment de schimbare, de care dacă știi să profiți, îți e foarte bine. Și nu mă refer la a vinde măști sau ce mai făceau unii de prin China, nu la aia mă refer ca profit. În muzică, cred că pentru muzică momentul pandemiei este unul senzațional, pentru că artiștii vor scoate cei mai buni din ei în perioada asta, în care nu mai sunt atât de obosiți în fiecare zi pe la concerte, în care vor încerca să recucerească publicul. Cum? Cu ajutorul tehnologiei, nu știu, pe YouTube. Vor încerca să se reinventeze pentru a supraviețui. Vor încerca... Și ai să vezi că probabil în următorii ani vom descoperi un alt gen de muzică, o calitate. Mă uit la Delia, de exemplu, Matache. Spectaculoasă, de departe, cred că e cea mai mare artistă pe care o are România acum și partea masculină, Smiley. S-a reinventat de atâtea ori, s-a reinventat atât de bine, s-a dus într-o direcție care, măi, e muzică, ok, discutabil pentru unii, dar e muzică. Și plus de asta e mesaj. Dacă suntem foarte atenți în perioada... Exact, în perioada asta de pandemie a apărut multă muzică românească care are mesaj, care îți transmite ceva, da? E, și atunci a fost, de asta zic că poate aici am avut curajul mai mare, m-am dus către muzică și nu doar că e vorba de un studio, e vorba de un label. Să te apuci acum să construiești un label, adică pe înțelesul tuturor un soi de casă de producție, da? De discuri, cum se numea mai pe vreme. Să faci chestiunea asta într-o perioadă în care muzica se ascultă, dar nu se câștigă din ea, teoretic, pentru orice om de afaceri, se numește nebunie, adică n-ai cum, știi? Mie mi se pare că e momentul oportun fix pentru treaba asta, la fel cum momentul oportun a apărut ceva mai de mult, însă din păcate puțin am înțeles și mă refer aici la criptomonede. La fel e și cu muzica acum și am trecut în tabăra asta să-mi satisfac pasiunea, dar și să produc niște lucruri împreună cu Florin Cioran și am început să producem. Suntem axați cumva pe artiști noi, necunoscuți, dar voci bune.
cărora le scoatem, sperăm noi, o muzică plăcută și actuală anilor în care trăim. Îți place să te arunci în necunoscut? Uriaș. Uriaș. Deci, știi care e visul meu cel mai mare? E să mă duc în necunoscut, adică în spațiu cosmic. Asta e ce mi-aș dori, este visul meu, să se termine viața acolo pentru mine. Adică să mă duc să văd, bă, să fiu și eu, știi? S-ar putea să fie și posibilitatea, da, până să-mi satisfac și ultima curiozitate. Mă, ce e dincolo de limita asta, știi? De necunoscutul tău. Da. Necunoscutul meu, evident. Aruncatul ăsta în necunoscut, da, pentru mine este cea mai mare provocare și nu voi refuza. E posibil să-ți multă energie de acolo, mai ales când îți demonstrezi că da, se poate, că da, ai reușit. Da, și cred că probabil că așa sunt eu construit, habar n-am, probabil de aici m-aș și părăsi părul. Îmi plac provocările, știi? Nu-mi place pur și simplu să mă trezesc dimineața, mă spăl pe dinți, mănânc, ok, mă fac, nu știu, o rutină ca de obicei, da, mă întorc acasă. Confortul acela pe care toți îl căutăm practic, dar care ne aduce și partea mai proastă din viața noastră, pentru că asta în confort nu înseamnă că evoluezi. Păi da, exact. Eu nu vreau treaba aia, eu vreau ca efectiv fiecare zi să fie o provocare și dacă se poate, nu știu, să fac și altceva, aș vrea să fac și altceva. Mai am un plan acum, dacă zic, lista e lungă, multe în cap pe care vreau să le fac și sunt sigur că am să le și fac, pentru că, măi, e ca un joc. Dacă ai trata viața ca pe un joc, în care ai posibilitatea asta spectaculoasă să vezi și 3D, bașca, mamă ce mișto, nici nu trebuie ochelari de aviar, știi? Și ieși, vezi atât de multe lucruri, poți să trăiești atât de multe sentimente, atât de multe stări. Păi nu pe astea vrei să le exploatezi? Adică exact asta trebuie... Despre asta e viața, nu? Da. Încearcă-le pe toate, nu? Nu trebuie să te... Da. Noi cumva am senzația că am fost format sau pregătiți cumva să stăm să într-o monotonie, să... Mă, așa e regula. Ce o să zică lumea? Mă, în ce să zică lumea? În continuare societatea absolut. Asta face cu noi, ne limitează. Absolut. Dar hai să ne gândim logic. Dacă Steve Jobs ar fi fost un tip care ar fi zis, da, ce o să zică lumea? Dacă controversatul Bill Gates din momentul de față ar fi zis, dar ce o să zică lumea? Dacă Einstein ar fi zis, bă, dar ce o să zică lumea? Că eu zic că e egal în ce pătrat. Nu revoluție. Absolut. Nu, eu cred că exact oamenii ăștia au trăit cu adevărat. Eu cred că scopul nostru în viață este să trăim. Să ne învățăm lecțiile. Dacă nu trăim, nu avem cum să ne învățăm lecțiile. Și cum poți să trăiești? Că, a trăi nu înseamnă doar că te trezești dimineața și mănânci. Nu înseamnă a respira și atât. Exact. A trăi înseamnă odată ce lași în urma ta, dar în primul rând ce lași pentru tine, ce simți tu, ce trăiești tu, bă, momentul ăla, nebunia, frenezia, mai amintesc când eram mic, mamă, ce aș vrea să mai pot să fac, mai fac eu câteodată când prind așa ocazie. Momentul ăla în care a ieșit dintr-o regulă fixă, știi? Mm-hmm. Bă, așa era regula. Bă, și am fugit când eram la școală și pac, mă ascundeam în toaletă, habar n-am. Da, nebunia aia micuță, gramul ăla de nebunie care de fapt îți dă o experiență care te poate duce într-un alt punct de evoluție. Și îți dă chef de viață. Și îți dă chef de viață. Exact, despre asta. Hai să ne întoarcem la muzică, pentru că ai proiecte o grămadă legate de treaba asta, din ce mi-ai povestit, și ai și un studio. Da. Ți-am zis, împreună cu prietenul meu, Florin Cioran, avem acest studio unde cu drag și spor muncim el mai mult, eu când am timp, că, na, acum când te arunci în mai multe, marea problemă este timpul, dar săptămânal sunt acolo, nu mă consider vreun artist sau vreun mare compozitor, eu n-am treabă cu treaba asta, mie îmi place să explorez stări. Da. Cred că ăsta este răspunsul perfect. Avem niște proiecte interesante, am început un proiect al nostru, se numește Deep Desert, așa i-am dat noi denumirea, am scos primul videoclip deja. Am rămas surprinși că la două zile de la momentul în care l-am urcat pe YouTube, avem canalul, label-ului nostru, se numește Square Music, și am scos, nu avem mulți abonați, că suntem noi începători acolo, de început, avem vreo 40 și un pic de abonați, sau 70, nu mai știu cât sunt, mă refer de o lună de zile, că doar ce am deschis canalul. Am rămas surprins că după două zile am primit un telefon din Rusia, pom pom, din partea managerului general al unei foarte mari companii muzicale, care m-a sunat să ceară drepturile pentru melodie pe tot ce înseamnă Federația Rusă. Și am zis, în două zile, așa ușor? Wow!
Probabil că le-a plăcut stilul de muzică. Melodia se numește Sexy Africa, i-am dat noi ca denumire, adică nu e o doamnă sexy, ci este o țară sexy, iar cuvântul sexy nu trebuie văzut în forma lui binecunoscută, ci... Ai puterea să construiești. Răbdare am, am multă răbdare, am un bloc de răbdare. Iar am învățat în toți anii ăștia, uite, până la 41, am învățat că construiești, mai dai un eșec, mai cade, mai zidul nu-i prea drept, mai o zidești pe Maria de greșeală. Dar până la urmă faci zidul, știi? Unii au făcut și asta, da. Exact. Dar până la urmă faci zidul și n-ai cum să nu reușești dacă tu crezi cu tărie că aia este linia ta. Da, da. Și mai e o chestie. Iar pentru mine e esențial. Ceea ce eu cred, linia mea, povestea mea, felul în care eu văd viața, felul în care vreau eu să ajung într-un anumit punct sau și așa mai departe, îmi este 100%, cum zic, nu mă interesează ce zic ceilalți. Mm-hmm. Nu mă interesează dacă cineva spune, Adrian, melodia pe care tu ai făcut-o este urâtă. Sufăr în sinea mea că lui nu-i place. Mi-ar fi plăcut să-i placă. Și argumentele necesare de unde tu de acord, să poți de acord, învăța de acord. Anumite lucruri. Exact. Evident da. Că trebuie să înveți din asta. Dar, pe de altă parte, merg mai departe, nu ca bou, nici ca taurul, chiar dacă-s născut pe 1 mai, dar merg mai departe în visul meu, că de fapt calea aia fiecăruia este da. Visul fiecăruia, știi? Adi, prin prisma drumului tău în viață, tu ai întâlnit foarte mulți oameni, oameni cunoscuți, da. Pe care noi, cei de acasă, îi vedem poate doar la televizor. Da. Ai încercat vreodată să te legi de relațiile cu ei pentru a crea mai departe, eu știu, lucruri pe partea de antreprenoriat? Adică să mă folosesc de o relație a unui om cunoscut ca eu să pot să beneficiez? De ce n-ai făcut asta? Că din ce povestești n-ai făcut-o? Niciodată. Asta cred eu. Niciodată, nu. Tot ce am făcut sau ce sper să fac mai departe și așa mai departe sunt lucruri pe care le fac ca așa cred eu și vreau eu să le fac eu. Am cunoscut foarte multă lume, nu multă. Foarte multă lume. Știu că ești prieten foarte bun cu Mugur Mihăiescu. Mugur Mihăiescu este unul dintre prietenii mei, un om absolut incredibil. El este și un jucător de golf. Din zona jocului de golf am cunoscut extrem de mulți oameni, atât antreprenori, dar nu doar. Am cunoscut și oameni politici. Îți mărturisesc încă de la început. Nu mă interesează politica, nu-mi place, nu... Nu. Dar uite, l-am cunoscut și asta mi se pare interesant. L-am cunoscut pe Victor Ponta, fostul premier al României. Un om care, ok, controversat pentru unii, hulit de unii, iubit de alții, ok, dar un om extrem de interesant. Când l-am cunoscut și el jucând golf,
și venea foarte des la mine în club. Când l-am cunoscut, i-am zis, mă, Victor, vreau să-ți mărturisesc ceva. Acum noi ne cunoaștem, ok, ne vorbim la telefon, pe WhatsApp. E ok, avem o relație ca între doi oameni normali. Adică vreau să-ți spun un lucru și ca să ne calibrăm cum ar veni de la început. Știi tu ziua aia atunci când a ieșit lumea pe stradă, zicea Puiemonta? Și el zice, da. E, să știi că și eu am ieșit atunci pe stradă și vreau să-ți mărturisesc direct, uitându-mă în ochii tăi, că am strigat Puiemonta. Și el mi-a zis, Adrian, poți să-ți mărturisești și eu ceva? Da. E, când tu erai pe stradă și strigai Puiemonta, zice, eu eram în biroul cabinetului primului ministru, pe scaun, și strigam Puiemonta. Momentul în care mi-a spus acest lucru, nu știu dacă l-a făcut sau nu, nici n-are, e vorba n-are de... nicio relevanță până exact, la urmă. Exact. Da. Este vorba că omul pe care eu nu-l suportam când îl vedeam la televizor, extrem de arogant, îl descoper într-o viață reală, față în față, alt personaj. Adică, parcă ar fi ca la un spectacol, știi? Mă, la televizor e într-un fel, în realitate e cu totul și cu totul altfel. Am cunoscut și pe Daciana, pe soția lui, am cunoscut și copii, oameni extraordinari. Dar asta vreau să zic, știi, de multe ori, oamenii pot fi diferiți. Depinde de unghiul prin care îi privești. Depinde de ochiul prin care îi privești, exact. Dar nu, pentru că revin la întrebarea ta, nu am, nici măcar nu m-am gândit vreodată să încerc să, probabil se numește profit ăsta, de oamenii... Nu neapărat. Până la urmă, viața îți scoate în față nu, de nu, oamenii de care ai nevoie ca tu să poți crește, nu e? Da, adică n-aș putea să zic că pe motiv că am cunoscut oameni incredibili, deosebiți, pentru că toți, până la urmă zic ceva, noi toți oamenii suntem incredibili, deosebiți. Nu contează că te cheamă Muguru Mihăiescu sau te cheamă Ponta sau te cheamă Vasile. Corect. Nu contează. Până la urmă, nivelul de... Nu, faptul că ești incredibil, ești doar incredibil pentru simplu fapt că ești om și că te-a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta. Apoi, felul în care tu devii poate mai cunoscut sau mai puțin cunoscut sau lași ceva în urma ta sau nici măcar în comunitatea mică, trăiești undeva la țară, într-un sătuc, e, și tu în comunitatea mică ai făcut ceva pentru semenii tăi sau și așa mai departe, ține doar de tine, de fapt. Nu e o stea norocoasă care vine de undeva din cer. Poate aparent, uitându-ne în jurul nostru, găsim oameni cărora li s-a întâmplat un lucru spectaculos și noi așa vedem lucrurile. Dar în esență zic eu că nu e chiar așa. Evident că sunt. Uite-te la Trump. Păi, el a devenit Trump pentru că tatăl lui, nu cum ar veni. Dar nu la asta mă refer. Noi suntem vreo 7 miliarde pe pământul ăsta. Evident că n-ai cum să-i cunoști pe toți 7 miliarde. Dar ce cred? Că nici scopul nu e să devii cunoscut, ci scopul e ce faci tu în ograda ta, în comunitatea ta, în cercul tău de prieteni de apropiați, astfel încât să-ți generezi ție și celor din jurul tău o stare de bine și un trai mai bun. Că de fapt despre asta e vorba. Suntem ca să poți un să întreg. Exact. Și trebuie să fim conștienți. Exact. Ar trebui probabil să ne aplecăm mai mult în a înțelege că a face o faptă bună sau un gest bun este în fișa noastră de post by default. Adică e normal să fie așa. E normal să o iau pe bătrânică, să o trec strada. E normal să, dacă cineva are nevoie de ajutor, să-l ajut. Ba, din contră, e normal că atunci când văd niște lucruri nu tocmai în regulă, să încerc, prin metodele mele, să le corectez. Să le corectez. Da. Da? E normal ca eu să greșesc. E absolut normal. Dar mi se pare anormal să persist în greșeală, mai ales atunci când greșeala făcută de mine afectează în vreo formă sau alta oamenii din jurul meu. Tău, da. Cu aia nu pot să fiu de acord. Adică nu pot să... Trebuie să înțelegem că libertatea noastră se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Da. E simplu. Toată resursa aia de care avem nevoie, toată energia aia de care avem nevoie, toată voința aia de care avem nevoie de a trece printr-o perioadă cel puțin interesantă, cea pe care o trăim noi acum, nu e neapărat rea, încă o dată, nu e neapărat rea. Știi că cel mai periculos lucru pentru om este frica. Teama. Ăla e cel mai mare dușman al omului. El ne ajută, într-adevăr, când vedem ursul. Știi, am văzut ursul, mi s-a făcut frică și eu la fugă. Ok, dar atât. Mesajul e în felul următor. Dacă aveți acasă o oglindă, mergeți în fața oglinzii alea, stați cu capul jos așa, ridicați privirea, uitați-vă cu atenție în oglinda aia și țineți minte, singurul dușman și singurul lucru rău care se poate întâmpla este fix în fața dumneavoastră.
nimic altceva. Ăla este dușmanul, aia este frica, adică tu. De ce? Pentru că tu naști fricile astea, tu naști temerile, tu naști... Unde sunt restul? Toate alea în tine. Unde e voința? Unde e lumina? Unde e... Nu știu, ca să vorbim mai mulți termeni. Unde este puterea de a reuși, puterea de a trece o perioadă interesantă, că eu nu-i zic că e complicată? E în tine. Încearcă să vezi un pic diferit. Hai să nu ne speriem că e un virus. Hai să-l tratăm cu precauție. Nu trebuie să-mi fie frică, trebuie să fiu precaut. Dar asta nu înseamnă că mă închid în casă și zic să treacă virusul. Nu, înseamnă că ies în a-mi rezolva, nu știu, situațiile întâmplate. Pentru că probabil sunt oameni acum care zic, bine, bine, Adriane, foarte frumos, ai așa darul vorbirii, cred că ai fost jurnalist. Dar eu mi-am pierdut jobul, eu nu mai am bani, eu nu mai am cum să-mi plătesc rata. Nu-mi spune mie de-astea că mă uit în oglindă și vezi că principalul dușman. Nu înțeleg eu metafora pe care vrei să o spui tu. Omul ăla are foarte mare dreptate. Oamenii ăștia au pierdut, unii dintre ei, joburi. Acum și poate se uită la noi și poate că nu mai au ce pune pe masă. E, sfatul meu pentru ei este să iasă din bula respectivă. Să nu-și imagineze că gata. Acolo se termină tot. Nu se termină. Te ridici și cauți un nou job. N-ai găsit job, fă-ți o afacere. Ești nebun, stai puțin că eu... Poate ai să știi. Omul are capacitatea de a se adapta în orice tip de mediu. Important e să vrea. Totul e în noi. Iar noi suntem singurii noștri dușmani. Nu există alții. Dacă putem să ne înțelegem noi cu noi și să colaborăm, noi cu eul interior, ego-ul cu eul, cu whatever, toate astea la un loc. Toți care sunt acolo. Toți aia care sunt aici pe la noi și auzim vocile alea din cap și așa mai departe, dacă îi adunăm pe toți într-o gașcă și i-am împrietenit și spunem, bă, am înțeles, noi suntem viitorul, trecutul și prezentul, în momentul ăla cred că poți să faci absolut orice vrei.